Un drum pe străzile din capitală poate semăna cu aventură off-road. Pe unele străzi din oraș se circulă mai rău ca pe câmp. La câțiva pași de centrul Bucureștiului, pe strada Traian, gropile rămase în urma unor lucrări de modernizare la rețeaua de gaze făcute anul trecut s-au transformat în adevărate capcane pentru șoferi. Zilele trec, gropile rezistă. Acesta pare a fi mai nou sloganul care a început să circule printre șoferii bucureșteni. Pe strada Traian din capitală, una dintre cele mai aglomerate, gropile le dau mari bătăi de cap conducătorilor auto. Sunt atât de dese încât cu greu mai pot fi ocolite. Deși unele au fost plombate în urmă cu câteva luni, asfaltul a crăpat. Ați văzut să vină cineva să lucreze, să le astupe? Nu. Este foarte greu, trebuie să rezolve cât de curând problema. Ați văzut să se lucreze? N-am văzut, nu. N-am. De cât timp sunt aceste cratere? De foarte mult timp. Pe alte 30 de străzi din capitală, firmele care au făcut reparații la rețeaua de gaze au umplut șanțurile cu pământ, dar nu le-au mai asfaltat. Proprietarii au fost amendați, dar asta nu îi încântă pe șoferi. Primăria capitalei a anunțat că va începe mare asfaltare pentru 46 de străzi din cele 6 sectoare de luni dimineață. Așadar, plecați din timp la serviciu, ori către școală. Traficul este oricum sufocat de mașini la început de săptămână. Și dacă până acum șoferii se fereau de gropi, acum vor trebui să ocolească șantierele.